Problema orașului rămâne de ani de zile lipsa locurilor de muncă. Săptămână de săptămână, județul Giurgiu este nominalizat printre cele care oferă cele mai puține oportunități de angajare. Nici în această perioadă, situația nu este diferită. Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, având disponibile doar aproximativ 100 de locuri de muncă. Dacă în Cluj, de exemplu, sunt disponibile peste 1600 de locuri de muncă vacante, iar în București peste 1000, județul Giurgiu ocupă din nou unul din ultimele locuri pe țară în ceea ce privește oferta de joburi. În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă doar puțin peste 100 de locuri de muncă, cea mai mare parte a acestora adresându-se giurgiuvenilor cu studii medii și celor cu studii profesionale. Șoferii sunt cei mai căutați în Giurgiu în această perioadă. Pentru această meserie fiind disponibile 24 de locuri de muncă, iar dintre celelalte meserii solicitate ar mai fi de menționat aceea de agent de pază, oricea de bucătar. Oferte mai puține sunt pentru barmani, coafor, cofetar, electrician, muncitori necalificați orzugravi. zugravi. Giurgiuvenii cu studii superioare au șanse reduse de a-și găsi un job săptămâna aceasta, pentru ei fiind disponibile doar câteva posturi de arhitect, auditor, director general sau inginer. Potrivit unei statistici recente realizate la nivel național, Giurgiu ocupă și de această dată unul din ultimele locuri în ceea ce privește oferta de locuri de muncă, doar aproximativ 100 din totalul de circa 13.000 disponibile acum la nivel național.